Durcovici l-am cunoscut în 1948, în 19 aprilie, 18 aprilie, când a sosit la Iași. Deci aveam 17 ani. Am asistat la sosirea incidentei sale când a venit din gară, când a venit cu trenul până la Iași, iar a doua zi în catedrală la Sfânta Liturghiei Pontificală la care a fost instalat. Atunci am fost de față și am asistat la Sfânta Liturghie. Fiind seminarist până la naționalizarea seminarului, ne întâlneam, adică ședința s-a venit și a putut să cunoască pe fiecare în parte, a stat de vorbă cu fiecare dintre noi, nu? Deci a schimbat cam 10 minute, un sfert de oră, o discuție și un comentariu cu fiecare dintre noi. Așa, iar după aceea, după naționalizare, eu am fost, m-a ales părintele prefect și cu părintele secretar al episcopului, pentru ea conferență, să fiu ministrantul episcopului în capelă. Ori, fiind ministrat în capelă și ocupându-mă de capelă, asta presupunea și o leacă de ordine, o leacă de curățenie, iar în timpul iernii vineam cu câteva ore înainte și făceam foc să fie o leacă mai cald, ca să poată să le prea Sfânta Liturghie în liniște. Ori acolo mă întâlneam în fiecare zi cu excelența sa. Ca preos și episcop, i-am văzut și am asistat la atâtea sfinte liturghii celebrate, i-am cunoscut devoțiunea, sfințenia cu care celebra Sfânta Liturghie, m-am spus și datorită faptului că era o intimitate deosebită, era excelența sa și cu mine. Eu, un copil în spate care asista la o Sfântă Liturghie, preasfințitul își făcea Sfânta Liturghie cu toată devoțiunea la care știa că nu-l vede nimeni decât numai el și Dumnezeu. Așa l-am cunoscut ca preot. Și asta a durat până în în ziua din 1 mai 1949, când a fost ultima zi când am ministrat preasfințitului, pentru că noaptea am fost arestat. Începuse să aresteze pe cei din imediata apropiere a excelenței sale și a început cu ei amici, cu mine și cu alții din măsura mea. Crezând cei de la securitate că noi știm multe și putem spune multe despre episcopul Turcovici. Era ceva anormal atâta timp cât noi eram niște copii și el era o personalitate așa de mare, nu se sfătuia cu noi. N-avea să ne spui nouă. Atâta ne-a învățat și ne-a anunțat în fiecare zi să fim atenți ce vorbim, cum vorbim și să fim atenți să păzim biserica și curtea și casa parohială, ca nu cumva persoanele astea care mânturau curtea la ora aia și erau destui de mulți, ar fi putut introduce documente de astea compromisătoare, prin confesionale, prin sufletele de la altar, la altarele laterale. Știa probabil sau bănuia când ni se va întâmpla ceva, că ne-a spus să fim foarte atenți și ceea ce vorbim, pentru că tot ce vorbim poate fi împotriva noastră, dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva. Și s-a întâmplat pentru mine atunci, în noaptea de 11-2 mai 49. Așa l-am cunoscut pe preasfințitul, ca ministrant al excelenței sale. După 20 mai, și-au dat seama că n-am ce spune, pentru că n-aveam ținut să știu, n-aveam un să am eu detalii de astea atât de intim în care să-l poată condamna pe preasfințitul sau pe preoți. Și atunci m-au lăsat în pace și am stat, n-am mai fost anchetat până la 22 august 49, când m-au transferat la securitate la Roman, în arestul securității la Roman, pentru că acolo mai erau niște seminariști arestați. În speranța că, contopindu-ne pe cei de la Iași cu cei de la București, de la Roman, vor putea întocmi un dosar cu care să ne trimeată în instanță, în tribunal. Nu s-a întâmplat, nu ne-au găsit niciun punct de legătură de asta culpabil între noi, cei de la Iași și cei de la Roman, așa că am rămas la Roman până în momentul când a apărut ordinul ministrului de pune în libertate. Asta a fost cam în jurul lui octombrie 1950. Aici, bă, un an și ceva, aproape 2 ani. În urma mea, după aceea am aflat, de fapt am aflat în închisoare pe data din 18-19 august 1949,
când au avut loc arestările de la Butea. Arestații din noaptea aceea au fost aduși la securitate și stăteau în aceeași celule cu noi. Și atunci am auzit că în urma mea, deci în iunie, a fost arestat Monsignorul Durcovici și toate cele se întâmplase la Butea. Și despre moartea excelenței sale am aflat târziu, mult mai târziu. Întotdeauna am crezut în el și m-am rugat întotdeauna. Nu așteptam să fie beatificat sau onorat de conducerea Sfintei Biserici oficial, așa. Eu am știut cine este și am crezut în el și întotdeauna m-am rugat lui. Și m-a ajutat extraordinar de mult în viață.